Călătoria de 100 de zile spre starea ta de bine cu profesorul din tine. Această emisiune este dedicată celor care aleg să călătorească conștient spre starea de bine și conține exerciții practice din cartea Profesorul din tine, scrisă de Simona Baciu și Susan Shapiro. Acțiuni. Ziua 38. Alege simplitatea. Simplitatea este cheia unei vieți eficiente. Când predăm cu simplitate, ne gândim la ceea ce este important ca elevii noștri să înțeleagă. Un profesor cu experiență a spus: profesorul nu trebuie doar să-și cunoască materia, ci să o știe în forma cea mai simplă și ușor de înțeles. Dacă este complicat pentru profesor, va fi complicat și pentru copiii mei să înțeleagă. E adevărat. Trăim într-o lume în care suntem copleșiți de informații și produse, bombardați la fiecare pas cu reclame care ne conving că am avea nevoie de tot mai multe bunuri. Dar azi ia-ți o pauză de un minut și meditează asupra următorului aspect. Dacă ajung în posesia acestor obiecte, sunt mai fericit sau oare sunt mai stresat și chiar frustrat? Așadar, acceptă simplitatea pentru a beneficia de o experiență unică și autentică în viața ta. Călătoria de 100 de zile spre descoperirea profesorului din tine începe acum. Exersează 5 minute în fiecare zi pentru starea ta de bine.